Această rubrică este sponsorizată de Naturli, mâncare delicioasă pe bază de plante. Bun venit la Starea Sănătății! Zilele trecute am dat peste un studiu condus de un trio de cercetători de la Institutul Politehnic din Franța, Universitatea Ludwig Maximilian din München și Universitatea Erasmus din Rotterdam, publicată în revista Academiei de Științe a Statelor Unite ale Americii. Motivul pentru care v-am spus toate acestea nu e să par eu prețios, ci pentru că e foarte important în această epocă a fake news-ului să facem o distinție clară între informațiile valide din punct de vedere științific și părerile lui Gigel, căruia rețelele sociale i-au pus în mână o portavoce în care urlă ca un descreierat. Menționez aceste autorități ca să vă arăt și cum ar trebui să vorbească experții noștri în nutriție, în medicină, în educație, atunci când apar pe la televizor, la radio sau când postează tot felul de inepții susținute doar de ce au visat ei cu o seară înainte. A fost o paranteză cam lungă, știu, dar nu mai pot cu ăștia care știu ei, domne, dar n-au niciun fel de studiu validat în spate, nicio bibliografie, nimic. Așadar, trei cercetători au studiat abilitățile cognitive ale unor jucători de șah profesionist timp de atenție 125 de ani. Nu, n-au trăit nici cercetătorii, nici jucătorii de șah 125 de ani, ci acesta a fost intervalul datelor care au fost analizate în cadrul studiului privind abilitățile cognitive ale unor campioni mondiali. Așadar, folosindu-se de date colectate între 1890 și 2014, cercetătorii au studiat mișcările a 4294 de jucători, dintre care 20 de campioni mondiali. Cercetătorii au comparat mutările făcute de fiecare jucător cu mutările optime, sugerate de un algoritm computerizat, și au urmărit asta pe parcursul întregii cariere a jucătorilor. În total, au analizat peste 24.000 de jocuri. La ce concluzii au ajuns? Pentru marea majoritate a jucătorilor, performanța a crescut rapid după vârsta de 20 de ani, iar vârful a fost atins la 35 de ani. După cum vă spuneam la început, n-au fost luați în calcul factori precum alimentația, mișcarea sau ce alte activități mai făceau jucătorii pe lângă șah. De aceea, posibilitatea de a fenta vârsta e mereu deschisă. Ce știm despre restul organelor, despre impactul stilului de viață, se aplică deci și la creieraș. Vă aștept de la 10 fix la Starea Nației. Această rubrică a fost sponsorizată de Naturli, mâncare delicioasă pe bază de plante.